Convinsă că o informație utilă pentru toți împătimiții de muzică este următoarea. Urmează foarte, foarte curând, peste doar câteva zile, o nouă etapă sau o nouă ediție, de fapt, a cunoscutului deja festival, concurs, prezintă Orchestra Folclor. În această seară o să cunoaștem două dintre participantele la acest concurs și aflăm totul despre emoțiile pe care le trăiesc în aceste zile, cum se pregătesc de concurs, ce repertoriu au ales. Deci toate detaliile le aflăm un pic mai târziu, pentru că deocamdată Diana Angel, una dintre participantele la concurs, ne cântă chiar acum. Pe drumul Costeștului, la marginea satului, la marginea satului, dorule. Pe drumul Costeștului, la marginea satului, la marginea satului, dorule. Grănicerii îmi țin calea, o trec prutul, mă duc la mama, să văd ce face sărmana, să văd ce face sărmana, dorule. Trec prutul, mă duc la mama, să văd ce face sărmana, să văd ce face sărmana, dorule. Să vadă copiii mei, o mă-ntreabă băiatul meu, de ce drumul așa-i de greu, de ce drumul așa-i de greu, dorule. Mă-ntreabă băiatul meu, de ce drumul așa-i de greu, de ce drumul așa-i de greu, dorule. Eu cu drag la piept îl țin, o piept îl țin, ofo, dar nimic nu pot să-i spun, ofo. Ștefane, fă o minune și apare-n astă lume, și apare-n astă lume, dorule. Ștefane, fă o minune și apare-n astă lume, și apare-n astă lume, dorule. Hotarele mi-le arată, ofo, ca să știe lumea.
Ce frumos ne-a cântat Diana în această seară. Bună seara, Diana, Hristos a înviat. Hai să dăm mâna așa, ca să facem cunoștință. Te invit să luăm un loc, Diana, acolo unde ne așteaptă Laurenția Coptileț, care este o altă participantă în cadrul festivalului Concurs Prezintă Orchestra Folclor. Bună seara, Laurenția. Bună seara. Fetelor, întâi și întâi vreau să-mi povestiți cum a fost parcursul vostru în cadrul acestui festival concurs, pentru că noi am mai discutat despre acest mare eveniment muzical și știm deja că este unul foarte riguros, cu foarte multe reguli care trebuie respectate. Cum a fost în cazul vostru? Este foarte important că am trecut de preselecție, în primul rând, și ne bucurăm pentru asta. Ne bucurăm că participăm, eu mă bucur că particip aici și pe această cale și mulțumim directoarei care a făcut acest festival, doamnei Silviei Gonciar. Da, e frumos pentru că ne facem experiență, luăm experiență din acest concurs. Eu l-am urmărit foarte mult timp. Eu am fost la foarte multe ediții, adică la fiecare aproape, de când sunt așa aici la Colegiul de Muzică. Ai participat la fiecare sau ai fost doar așa, ca spectator? Ca spectator. Am înțeles, deci este pentru prima dată când urci pe scenă în cadrul festivalului. Minunat! Diana, în cazul tău este de asemenea o premieră? Eu fiind absolvent Academiei de Muzică, cred că asta ar fi de dorit ca fiecare, cei care sunt de la Catedra Muzică Populară, să meargă pe acest drum, să meargă la acest concurs. Este o ocazie deosebită de a primi niște sfaturi, niște îndrumări de la niște oameni care, într-adevăr, au experiență. Și atât noi, tinerii ăștia care venim de la Catedra de Muzică Populară, ne lipsesc unele sfaturi pe care ne le pot da poate cineva odată în viață. Toată lumea spune când-s bine, da, când-s bine, frumos. Iată, de exemplu, în cazul meu, pe domnul Petr Neamțu, l-am cunoscut chiar la Academie și anumite îndrumări sau sfaturi le-am auzit acum, la concurs mergând. Atunci, în timp de 4 ani de zile, nu mi-a spus nimeni. Nu. Și cu toate că aveam o frică. Când o vedeam pe domnul Petr Neamțu, eram fricoasă așa. Acum, mergând la repetiții, chiar am observat că are atâta bunătate în suflet și vine chiar să ne sprijine cei care tineri suntem și aici face așa, aici face așa, e bine, nu? De parcă ar fi într-o familie. Chiar vreau să știu, Diana, care au fost acele lucruri pe care oamenii ți le-au spus abia acum sau pe care le-ai auzit de la maestrul Petr Neamțu abia acum, nu știu ce... Să nu am frică. Totdeauna am avut frică de a cânta. Frică de a cânta sau frică de a cânta în fața publicului, pe scenă? Când nu faci studii, când ești acasă în sat, îți pare că ești perfect. Și atunci când vii, pășești pragul unei instituții, din start îți dai seama că ai foarte multe de învățat. Timp de 4 ani de la colegiu, după care am mers la conservator sau Academie de Muzică, cum se numește acum, s-au adunat atâtea nedumeriri. Cum e corect de cântat, cum trebuie să cânt. Și în cazul ăsta apare o complexitate. Și atât complexitatea asta, eu cred că după ce finisezi studiile, atunci începi cu adevărat să arăți care este frumosul vocii tale. Așa. Foarte interesante aceste detalii, pentru că noi când vedem interpreții pe scenă, ni se pare că ei sunt foarte siguri, atot știutori, că știu exact ce fac, știu exact cum trebuie să cânte fiecare notă și n-au nicio nesiguranță. Laurenția, la tine cum e? Ai și tu aceleași emoții, temeri, frici? Sigur că am emoții mereu, de fiecare dată când mă urc pe scenă am emoții, dar sunt emoții pozitive, sunt emoții frumoase. Și sunt fericită că pot să demonstrez lumii ceea ce fac, pot să pun în sufletele oamenilor să se des ceva frumos. Tu ești elevă la colegiu, așa, deci știm că la începutul carierei cumva, cânti de mică, ți-a plăcut întotdeauna muzica sau e vreo pasiune descoperită, nu știu, recent? Când de mică, în școală, școala primară. Moștenești pasiunea de la, sau talentul de la părinți sau ești singura? Da, părinții mei cântă ambii, însă nu au o carieră,
nu și-au dezvoltat talentul. Îmi place mult să cânt de când sunt mică și acum, de când am venit la Colegiul de Muzică Ștefaneaga, mi-au insuflat profesorii această dragoste pentru folclor, pentru muzică. La fel și profesoara mea, Verica Mărară, pe această cale îi mulțumesc, pentru că datorită ei am venit la acest concurs. Îmi era foarte frică, într-un fel, să cânt alături de o orchestră. Și mă bucur în sfârșit că voi cânta la acest concurs frumos, alături de Orchestra Folclor, condusă de maestru Petre Nemț. Un concurs care se va desfășura pe data de 14 mai. Așa. Apropo de cântece, de repertoriu, ce veți interpreta? Vreau să spun că chiar acest concurs îți dă posibilitatea și chiar ne îndeamnă să venim cu repertoriu personal. Asta pe mine m-a motivat să merg totuși la concurs, pentru că ai posibilitatea să vii cu ceva nou, cu ceva, care sunt ideile tale, de fapt. Pentru 14 mai voi cânta două cântece populare. Unul este de acasă, adus chiar din folclor, cules de la părinții mei. Al doilea cântec este compus de mine. Când l-am prezentat, știi că doamna Silvia se uita așa, hai curaj, spune, hai cântă, dar nu, textul este, cum este textul? Și am spus primele versuri, copilă cu ochi verzui din codrii teleneștiului. Și stau așa și mă uit și doamna Silvia, nu știu, e bine sau nu e bine, e bine faptul, mergem înainte. Și atunci ai prins curaj. Da, m-am bucurat că iată cineva te susține totuși. Cântă ce și ce-ți place poți, și ce, da. Ce e și mai important faptul că este o piesă compusă de tine. Laurenția, tu ce ai pregătit? La fel și eu vin cu două piese ale căror text l-am scris eu. Am compus, iar melodiile, aranjamentele sunt făcute de Ion Olaru, domnul Ion Olaru. Noi vă mulțumim mult de tot pentru că ați fost cu noi în această seară. Vă dorim mult succes, curaj și să iasă totul așa cum vă doriți voi, iar pe 14 mai să faceți o impresie foarte și foarte bună. Vă mulțumim. Mulțumim mult, Laurenția. Iar rândul tău acum să ne cânți și să ne încânți, așa că te invit în scenă, da? Te rog. O piesă care se numește De la Nord mă trag și eu. Apropo, și bunicii mei tot de la Nord sunt. De asta sunt bucuroasă că putem să ascultăm această melodie. Și mai bucuroși suntem atunci când putem să descoperim și să promovăm noile talente, așa că le dorim încă o dată succes tuturor participanților în cadrul acestui festival concurs. Iar acum Laurenția ne cântă.
uite, așa zâmbim și noi cu multă bucurie în suflet atunci când întâlnim tineri talentați. Zâmbim